astăzi facem episod cu Jandarmeria Montana, de la Jandarmeria Montana. Alo, domnul, dumneavoastră, nu ne plecați. Ei, ei, ai ură pe poliție? Stai așa că să vezi ce ura mea pe tine acum. Tu ești certat cu legea. Și cum ai făcut, mă? Așa? Și la dumneavoastră este ilegală, vă rugăm frumos. Oi! Nu! Ala! Hei, 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 lasă pistolul, bă, stai, Jandarmeria Montana, nu fă mișcări, bă, ăștia, e bă, că ne atacă, ne atacă băștinașii ăștia. Hello, hello, stimați mei, iubitor de LSPD, far ce mai faceți, scuzeți, bine, vei regăsi la un nou episod din serie voastră preferată. Astăzi facem un episod cu Jandarmeria Montana, sper că vă place. Știu că vă place, de fapt, nici nu mai trebuie să mai întreb. Deci mai trebuie să pun această întrebare, pentru că știu că vă place. Dragilor, am fost în concediu câteva zile. Chiar că voi ați văzut clipurile așa cum le-am plănuit eu să se posteze. Ele au fost filmate înainte, am fost oleacă în concediu, dar acum gata concediu, înapoi la treabă, înapoi la filmare. Astăzi facem episod cu Jandarmeria Montana. Stai să nu mai bem și noi cafeaua asta. Suntem aici cu Lică, Trică și Petrică, colegii roștri de astăzi cu care o să patrulăm. Nu ai pe ăsta. E dornic de afirmare. Ești dornic de afirmare sau nu ești? Ești. Ei, nu. Nou încadrat. Bineînțeles, suntem cu auto speciala asta superbisimă. Scuze, colegul. Suntem cu această auto specială superbă. O ador. O iubesc. Foarte frumoasă. Superbisimă, se potrivește extraordinar de foarte mult pentru activitatea pe care o facem noi aici la Jandarmeria Montana, Prahova sau ceva. Aici și unde suntem noi. Bineînțeles, girofarul. Avem așa un joc de lumini spectaculos, spectaculos. Sirena clasică. Ea este. Și bineînțeles, o să patrulăm pe aici și prin zona noastră de competență. Zona de competență a Jandarmeriei Montanei, bineînțeles, prin Polito Bay. O să vedem ce putem să intrăm astăzi, bă băieți. Astăzi o să vedem în ce putem să intrăm. Posibil să intrăm pe aici și apără în pădure, dar bine că oricum o să... Pardon, mă scuzați, am dat și eu cu capul în microfon. Sigur o să intrăm cu... în patrulea... Aveți grijă la cer! Hei, hei, hei! Nu călcați niciun animal sălbatic de aici și ea, că se protejați de lege și pușcăria e grea. Da, dragilor, intrăm în pânie, vizionare plăcută. Ce poate, bă, băi, să fie mai superbisim decât să stai să te plimbi așa într-o zonă montană? E foarte frumos. Alo, 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 hei, hei, hei. Ah, hei, ce cu voi pe aici și cu bicicletele? Vă rugăm frumos să rămâneți aici și pe partea ta. Alo, alo, hei, 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 fără scandaluri aici și. Bună ziua, plutonier major Toma de la IPJ. Auzi că IPJ. De la Jandarmeria Montană. Alo, domnul, dumneavoastră, ne plecați. Hei, hei. Băi, sper să nu s-audă, dă un vecin de-a meu foarte superbisim cu drujba și sper să nu s-audă. Alo, domnul, vă rog frumos să rămâneți pe loc. Alo. Alo, băi. Nu, bă, stai. Bă, 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 revine-o-ți. Alo. Mi s-a părut că ai făcut o mișcare bruscă, așa, bă, și am crezut că vrei să fugi. Hai, bă. Alo. Domnul, domnul. Bă, fugă, bă. Veniți înapoi, că prietenul vostru e în regulă! Hello! Ni! Și-a revenit! Sună-i, bă, pe cameră să le spui că ți este bine și că totul a fost un scenariu. Mișcă fototenda, o tătăra sa. Vă rugăm frumos, stai, bă, să vedem dacă prietenii tăi mai sunt la distracție acolo și aia, în tunel sau? Ni, bă, i-a mâncat ursul, bă. Bă, dar trebuia ăștia să adauge și urși aici, așa, în pădurea asta. Ar fi fost o treabă. Bună ziua, AGS, reluăm conversația. Plutonier Major Toma din cadrul Jandarmeriei Montane, vă rugăm frumos să-mi prezentați și mie un document de identitate. Și o să facem o verificare, o scurtă verificare, domnul Anderson Scott. Cafeluță. Bun,
Cu ce ocazie astăzi pe Aicișa Palanului pe-n pădure? Ce faceți pe Aicișa? Just hanging around. Alright, mate. Bun, vă rugăm frumos să așteptați aici până o să mă duc să fac niște verificări la mașină. Băieți, stați unul cu ochii pe el să nu cumva să facă vreo mișcare bruscă. Colegii tăi te-au părăsit, din păcate. Ia să vedem noi despre ce este vorba cu domnul Anderson Scott ăsta. Bă, da, să-i jali cu ăștia. Fie când am apucat eu să filmez, s-au găsit ăștia să dea cu por mașinile, tătătăt. Narcotics, așa, aggressive battery on a law officer. Nilai, mă, pe ăsta, că ăsta-i certat cu legea, mă. Ăsta-i de la care bate polițiști, așa, care ură el pe polițiști. Asta-i așa, băgăță-i, sermănas. Ai ură pe polițiști? Stai așa, că să vezi ce ura mea pe tine acum. Alright, mate, hello, hello. Ce faci, mai tinere, mai? Am înțeles că ai atacat un polițist în trecut, așa, tu ești certat cu legea. Și cum ai făcut, mă? Așa? Mai bați polițiști? Na, băgați-ai sărbăreați. Na. Îți mai trebuie, mă? Mai dai în polițiști, mă? Mai bați polițiști, nenorocitule? Auză-le, mă, pe ăsta, că ăsta bate polițiști de la tătătăt first offense, aggressive battery. Și tătătăt, tu agresezi polițiști. Alea, mai tu, îți mai revii odată? Ca prima dată. Ia să vedem. Mai avem bulan a doua oară, dacă nu, am nimic și-a revenit. Deci nu știu ce s-a întâmplat, ai o lipsă acută de calciu. Gata, poți să pleci. De acum încolo să ai grijă pe unde mergi. De fapt și de drept ai alunecat pe chetre pe aici și e iarba foarte udă, ai alunecat de capul din buturuga asta și după aceea ți-ai pierdut cunoștința. Poți să pleci. Gata. Consideră this un avertisment. Mi-am descărcat o leacă pe tine cu pumne și picioarele și cu bastonul. Dar asta e situațiunea, bă. Bă, da. Foarte frumos pe aici și apă la pădure. Ai grijă să nu te mănânce jaguarul. L-am văzut o leacă mai în față, zice că te căuta. Vrea să-ți spună o poveste. Bun. Băieți, urcați în mașină, vă rogăm frumos. Urcați în vagoane și puneți-vă cinturile că plecăm. Continuăm patrula. Revenim. Nima alții de ăștia care schiei cu trotinetele pe aici și cu bicicletele. Alea, hei! Aveți grijă să nu călcați cumva ăștia epurii. Bă, ăla ce fumează acolo? Ala, opa, Penelopa. Na ziua, plutoner major Toma din cadrul jandarmeriei montane. Alo, ei, alo, domnul, vă rugăm frumos să încetați. Acțiunea noastră este ilegală, vă rugăm frumos. Nima, și tot praful din el. Sunteți bine acolo, șe? Vă rugăm frumos și deva la el acolo, toată lumea legitimăm astăzi. Nibu, că ăsta e rupt, bă, eu. Băiatul meu, te-ai tras bine pe... Ai tras ceva... Bă, dar ăștia sunt rupți, mă. Bă, dar voi ce înțelegeți, mă, băieți, prin această activitate pe care o faceți voi de... Hai, cu bicicletele am înțeles că este o activitate foarte frumoasă. Dar să te și fumezi, să te spargi tot în ilai pe ăla. Ăla și căzut după munte. Băieți, aveți grijă la ăștia doi că mă duc până la băiatul ăsta care e foarte tras. Stai că era să-mi dau capul. Era să dau capul de chetroi. Vă rugăm frumos. Bă, pune frână, bă. Vă rog că ți-e pe chetra aici și e. Domnul, vă rog frumos să veniți cu noi, că aici nu este o... Nu trebuie să stați aici, și că puteți să riscați să alunecați, să vă rupeți capul în dumneavoastră. Chiar dacă aveți căscuță. Ioi! Opa, hopa, Penelopa, op! Stai! Să vezi acum mai urc eu cu ăsta pe aici. Numai e o altă variantă pe partea asta, Vasile!
Foarte abrupt pe aici și a zona asta montană. Stai că te ducem pe partea asta altă, pe cărare. Hai, te rog frumos, vină cu mine, chiar că ești rupt, spart de fumat, bă. E foarte spart de fumat. Așa, bun. Te rog frumos să încetezi cu mersul ăsta și să rămâi aici și un act de identitate, vă rugăm frumos să ne prezentați și nouă, domnul Jacques Michel. Antecedente cu poliția, aveți ceva? Urme, tătătăt de astea. Ah. E 9.99, bun, vă rugăm frumos să rămâneți aici și și dumneavoastră să-mi dați un act de identitate. Plutoner major, Thomas, și deja știți asta, domnul James Lockhart. Și dumneavoastră, că o să facem o verificare la mașină, la baza de date. Un act de identitate și dumneavoastră. Și acum vă rugăm frumos să rămâneți aici și fără mișcări bruște, că colegii mei sunt iuți de mână. Ia să vedem noi ce avem aici și bun. Michael ăsta, 27 de ani, numai sancțiuni contravenționale, littering impor, așa, tot, nimic. Anderson Scott, dar stai că ăsta e la care l-am bătut mai, care l-am convins să își reie poziția de staționare în altă parte. Domestic battery, bă, dar ăștia toți sunt ilegali, bă, ăștia toți sunt ilegali. Camping prohibition, bă, bine că n-au warrant activity și de alea. Așa, dar acum nu mai știu. Ma nu, ăsta fuma. Bun, te rog frumos să te întorci, să facem o verificare, o percheziție corporală. Te rog frumos să te întorci. Mâine la vedere. Așa, aici va fost supra ta care ar putea să mă înțepe, să mă taie, să mă rănească. Ia să vedem. Pac, 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 avea un deal tău, bă. Avea un deal tău asupra sa. Și presupun că cu băieții ăștia doi îl foloseau ei așa într-un fel pe zona asta montană. Așa, bun, vă rog frumos să vă întoarceți și dumneavoastră, să facem o percheziție la toată lumea aflată aici și dacă sunteți în regulă, o să vă lăsăm în pace. Opa! Și use condom, bă, nia, ăla avea un dildo, ăsta are un use condom, adică deja băieți sunteți foarte suspecti toți trei, adică nu știu cum vă mai pute, pot să vă mai scot, cum pot să vă mai găsesc scuze. Te rog frumos, te întorci, colegul, întoarce-te. Ia să vedem, momentan ăsta din mijloc e foarte suspect pentru că are brown powder, motherfucker, how about Joe de la. Ia să vedem și dumneavoastră, o bag of marihuana și cristal, bă, nici deci nu avea ăla care fuma nimica, au ăștia doi. Băiatul meu, din momentul de față ești arestat, te rog frumos să te întorci. Ai venit aici și la păduri să bagi cristal și metamfetamină și marihuana și așa, bun. Ți-am pus brățările. Pe tine mă prefac că nu te-am văzut, o să-ți dau un avertisment verbal, te rog frumos să pleci de aici și dar asta era cu bicicleta, cu ceva? În drive seat. Poți să te urci pe bicicletă și să pleci, ha? Dai viteză de aici și spart așa cum ești, Nile. Dai viteză, ha? Alo, alo, hei, te rog frumos să stai, eu! Nima, am crezut că sare la colegul la bătaie. Pleacă de aici și ea. Drumul este într-acolo. Stoi! Stoi, nu fugi de mine! Stoi, jandarmeria! Deci dacă mă faci să te fugăresc pe aici, ce pe muntele ăsta? Bătaia ta nu-ți fie ușoară. Stai pe loc frumos, te rog frumos. Hei, 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 hei. Deci dacă îți bag un șpiț acum la pleacă de aici, poate te prinde ursul și te mănâncă. Sau jaguarul. Așa, stai că avem aici și fetițele astea care sunt foarte... Ăla doar fuma, lasă-l dă-l încolo pentru o țigaretă. Bun, și dumneavoastră vă rog să mă întoarceți. Sunteți arestat pentru o contrabandă de metafetamine și cristale și tătătăt.
pentru posesie, bă, pentru posesie. Și acum să te ții bine că trebuie să chemăm transporter să ia pe băieții și de aici. No, bă, transport to suspect and separate. No, to suspect in one vehicle. One vehicle. I repeat it, I need one vehicle. Ia să vezi tu acum dacă ajungi. Dacă ajunge mașina aia pe aici și eu ne bag să spamnat aici. Salut colegii, nu v-am mai văzut de mult. Avem aici și două fetițe care ei au crezut că pot face orice pe aici și chiar că sunt în zona asta montană. Numai că jandarmeria montană a fost pe felie și a arestat. I-a arestat. Ăla sper să-l mănânce jaguarul mai sus acolo. Lasă-l pe ăla. Ăla a fost băiat... Băiat valabil. Ok. Ia să vedem. L-a mâncat ursul pe aici. Ala! Te-a mâncat jaguarul. Deja nu te-a mâncat jaguarul. Bun. Nu-l mai văd. Cred că s-a întâmplat ceva cu el pe aici. S-a împiedicat să duc capul de stânci. Îi pradă tuturor vânătorilor. A încălcat epuri. Ia pe aici. Băi, trebuie să ne asigurăm de băieții ăștia că nu fac nicio... Băi, dați-vă la o parte. Trebuie să ne asigurăm. Noi trebuie să fim ca o mamă pentru acești exploratori de munte. Pentru că, bă, dar nu mai termină asta cu bormașina lui, bă, băieți. Puteți să-l înjurați că pe mine nu mă deranjează. Să apucă-te să dea cu bormașina acum când filmez eu. Alright. Continuăm patrula. Dă-te că nu am frâne! Dă-te că nu am frâne! Nimă că l-am călcat pe ăsta. Ala, domnul! Oi. Domnul! Bă, dar tu nu știi că nu e bine să stai în fața mașinii când coboară. Tu... Bă, ce animal control, bă, da, și să vină veterinarul să-l ia de aici. Alo, domnul, mă auziți? Bă, că l-am băcat în munte. Ia că pleca așa câinele, bă. Domnul! Ioi. Opa, 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 penelopa. Bă, dar a fost vina lui, bă, că nu s-a dat din fața mașinii, bă, că nu poți să pui frână aici, că riși să te răstori, mă. Acum, no, l-a mâncat lupul, aia, noi l-am găsit aici și nu e așa, băieți? Că l-am găsit pe jos pe aici și are și urme de tăieturi de mușcături? Așa ziceam și eu. Acum, no, noi ce să-i facem? Dacă chemăm ambulanța, nici nu vine, bă, pe aici. Dar hai să chemăm un corner, totuși. Stai, unde e ăsta? Recasă corner units. Bazarea cu percepțerezi a găsit un cadavru aici și... are mușcături, urme de leziuni, mușcături, are oase rupte, tătătăt. Cred că este... A fost pradă ursului și jaguarului și mistrețului. Hei, pune frâna! Pune frâna, nu intra în mașina noastră! Na, eu ce să-i fac dacă nu a fost atent? El nu știe că nu-i bine să vii pe aici. Salut, băieți, salut. Am găsit, eram în patrulă pe aici și așa, am găsit acest om, săracu. Vedeți că are urme de mușcături. Cred că a fost mușcat de jaguar sau ceva. Se întâmplă adesea pe... Bă, nu că hit by a vehicle. Deci, băieți, sunteți într-o eroare eronată. Deci nu a fost lovit de mașină, pentru că, uitați, mașina noastră nu are nicio zgârietură, nicio urmă de sânge, nu are nimica. Deci în acte acolo scrieți că a fost mâncat de urs. Ca dacă nu, am eu grijă și de voi. Nu e așa, băieți? Alright. Să continuăm patrula, pentru că mai sunt și alți oameni care au nevoie de sprijinul nostru. Vă rog, vreau să intrați în vagon, e? Intrați în mașină, băieți. Așa, bun. Revenim, dragilor. Citizens reporting an arson attack. Ni, bă, că am primit un apel, bă, că e unul care... Bă, dar stai, să vedem pe unii putem să mergem și noi. Avem pe unul care dă foc, bă, la pădure, bă, trebuie să mergem de... Dar cred că e pe partea cealaltă, bă, sau... Ia stai, mă, așa. Dai, ne folosim o leacă de
Așa, am pune-i pe partea asta, la altă, bă. Hai să mergem de urgență acolo, pentru că s-a dat foc la pădure. Faceți loc, faceți loc! Dați-vă tâja, fratelor, dați-vă la o parte că avem un incendiator de păduri, bă. Avem un incendiator de păduri. Deci mergem acolo de urgență. Faceți loc că vine jandarmeria Montahana. Faceți loc, faceți loc, faceți loc, faceți loc. Faceți loc că vine jandarmeria Montahana. Bă, poate că era să cadă după... era să cadă după pot, bă. Așa, bun. Bă, trebuie să ne grăbim, bă, într-acolo, bă, că dă ăsta foc la pădure. Faceți loc, faceți loc! Avem o urgență de pădure. Ne cheamă muntele. Faceți loc, faceți loc! Aha, bă, ce frumos e, bă, da, ce frumos e jeepul ăsta, bă, băieți. E foarte fain jeepul. S-a oprit și vecinul între timp cu bormașina lui. Nu mai freacă la creier cu bormașina lui toată ziua. Bun, mă, ia să vedem dacă dăm chestie peste acel individ care dă foc la păduri, dacă coordonatele care ne-au fost transmise de către dispecerat sunt bune și dacă la rândul lor apelanții au transmis coordonatele la 112 foarte bine, ar trebui să fie undeva pe cărare, pe aici și pe poteca asta, pe drumul ăsta montan. Ia atenție la cerbi. Să nu călcăm cerbii. Ne, avem o mașină aici și ea. Și cu o mașină mai în față acolo și ea. Ala! Unde este? Ioi! Exit your vehicle investigation. Bă, stai, bă, că a luat foc mașina, a luat foc mașina. Dați-vă, 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 Vasile! Iba l-a încălcat pe Vasile. Da, Vasile, scoate-te de acolo. Soi! Nu! Ce faceți, bă, tâmpiților, dați peste noi? Bă, da, pe voi cineva chemat în primul rând. Ah, cred că de la 112. Dați, stingeți incendiul la pădure acolo, bă, dar... Nice work, guys! Very nice work! Ce fel a intrat? Bă, stai! Stai așa, frate! Jos de mașină! Stai! Fucking creep! Jos de mașină! Mă-l la vedere! Stai! Stai, bă, cățăi, sârmă, stai! Hai, bă, stai, hai să pun o leacă pula după tine. Bă, tu furi mașini de față că... Mă-i la vedere! Mă-i la vedere! Ibar, a leșnat total. Mă-i la vedere, scumbag! Arestați-l, băieți, aresta... Ibo s-a blocat. Culcat! Culcat la pământ! Culcat! Ibo s-a blocat în mut. Bă, dar ce fel ai intrat pompierii noi, bă? Nimă! Nibă, ce fel? Colegul, ești bine? Ești tu leacă așa? Nibă, că colegul e... Nu mai este că mi-a dat eroare. Nibă, dar ce frumos a fost, bă, apelul ăsta. Risk, traffic stop, everybody's like that. Nibă, dar ce... Bă, dar cum să intrați, bă, așa în noi, bă, sunteți nebuni, mă? Oricum, a fost apelul foarte... A fost foarte interesant. Nu avem pe doamnișoara asta aici, ja. Da, revenim după ce fac jocul. Country roads, let me go. Aveți grijă la coyot. Nilai, mă, pe ăsta cu motocicleta pe aici. Alo. Nu călca app-uri. Vă rugăm frumos să rămâneți pe partea dreaptă. Rămâneți pe partea dreaptă. Rămâneți pe partea dreaptă. Așa. Ia să vedem noi despre ce este vorba cu domnul ăsta pe aici și apă în zona noastră de activitate. Bună ziua, plutoner major Toma din cadrul jandarmeriei montane. Ce faceți dumneavoastră pe aici și asta mă interesează pe mine în această după-amiază. Vă rog frumos să-mi uitați documentele dumneavoastră și al autoturismului motocicletei. O'Neill. Frank O'Neill. Proof Insurance. Vă rog frumos să-mi imenați Proof Insurance-ul. Domnule, vă rog frumos să-mi dați asigurarea dumneavoastră, asigurarea motocicletei. Deci dacă vă mai rog o singură dată să îmi imenați, o să facem scandal aici și ea. Domnul, vă rugă frumos, dați-vă jos pe motocicletă în momentul acesta, hai,
Repede, jur, făcuța. Băieți, aveți grijă de el, o leacă până mă duc să fac verificarea bagației, sărman nas. Nu vrei să-mi arăți asigurarea? Lasă că o verific eu. Bă, v-a zis să rămâneți cu el, bă, acolo, să vă uitați la el. Frank, on it. Drive is license suspend. Ni l-ai mă postat că... Drive is license suspend, insurance, no insurance. Yo, l-am prins pe Frank O'Neill. Îi facem mandat de arestare. felony traffic. Driving suspended on vehicle assault, leaving. Suspended. Dar ce asta? Driving with revoked. Nu că e suspended sau revoked. Interesting. Driving with suspended. Uite, suspended aici. Astea nu știu care e, cu 2, cu 3, cu 7, cu 12. Așa, bun, gata, direct ăsta, submit, haideți cu noi, vă rugăm frumos, fără mișcări bruști. În momentul de față sunteți arestat domnul O'Neill pentru conducerea unui, unei motociclete cu, cu permisul suspendat. Vă rog frumos să vă întoarceți, așa, bun, și n-aveați nici căscuță. Nu știu dacă mai contează asta, dar n-aveați nici căscuța. Deci o să primi și o sancțiune contravențională. Chiar dacă nu suntem de la rutieră, jandarmeria montană are dreptul să te oprească atâta timp cât ești pe zona lor de competență, cum ar veni în munte, practic și concret. Ok, bun, vă rog frumos să rămâneți aici nemișcat, că o să facem o verificare, o percheție corporală. Aveți ceva care ar putea să mă țepă, să mă taie, să mă rănească, să mă... Așa, bag of white powder, little jar of suspicious liquid. Aveți, a spus ceva în borcan, ceva suspicios în borcan? Bun, în prezența dumneavoastră o să facem o verificare și asupra motocicletei, ca să nu spuneți că va dispăru ceva din tânsa. Search the vehicle, ia să vedem. Ce aveți aici sub șa? A bottle of hand sanitizer. Bun. Motocicleta o să fie ridicată, nu putem să o lăsăm aici, și o să fie ridicată și dusă la poliție, la seriul de poliție. Bun, dumneavoastră o să fiți escortat de către colegii noștri la seriul secret de poliție. Așa, bun. Haideți, băieți, preluați motocicleta domnului și colegii noștri să vină să îl preie pe domnul, că noi nu putem să-l băgăm în mașina noastră, o să vină alți colegi ca să-l transporte la sediul secției de poliție. Vin colegii noștri cu dusteriu. Vin colegii cu dusteriu. Alea, aici suntem. Aha, mai repede. Aha, mai repejor, mai repejor. Bun, colegul, ia-l pe domnul și veni și noi la secție imediat. Domnul a condus un autovehicul cu permisul suspendat. Și n-are asigurare la motocicletă. Hai și noi la secție, băieți. Ba da, așteaptă-mă, numai claxonat. Aveți grijă la cerbi. Băieți, hai mașină. Ia-mă telecabina. Așa, bun, hai, treci cu motocicleta ta. Ai grijă să nu-i scapi la ăsta motocicleta, că te pune să o și plătești. Alright, hai la secție să dormim documentele necesare și revenim. Aici am primit un apel. Cum că este cineva în fabrica asta de lemne de aici și este o persoană cu un pistol ceva în mână. E foarte drogat tot. Milai. Ala! Hei, lasă pistolul, bă, lasă pistolul. Băiți, dați-vă jos. Aruncă pistolul, javretă. Stai, jandarmeria montană, nu, fă mișcări bruște. Fără mișcări bruște, bă. Aruncă pistolul. Părinți-l. Bă. Ii, bă, că de atacă băștinașii ăștia. Aruncați pistolele, bă. Bazarac, mergeți, suntem atacați de niște persoane cu pistoale în mână, dar la fabrica de, lemne sau ce o Dumnezeu a fie să avem nevoie de întăriri. Dacă mă recepționezi, trimite mai multe întăriri aici și așa. Aruncați armele, târfelor!
Hai! Unde mai simt? Iată! Hai, aruncă pistola! Aruncați-a! Stai, aruncă arma în jandarmeria! Stai! A căzut, a căzut, a căzut! Bă, dar nu mai am glanții. Aruncă pistolul! Stai! Aruncă pistolul! Nenorocitule, aruncă arma! Nimba, că mai am două glanții. Aruncă pistolul! Nimba, că vin întăririli! Aici și-a suntem! Bă, dar ne atacă și din toate direcțiile sa. Bă! Aveți grijă acolo, băieți, în spate! Iar a început ăsta să dea cu mașina! Nimba, a venit și jandarmeria, colegii de la jandarmeria Montana. Aruncă pistolul, stai! Te trăsesc cu taserul! El e pe ăla. Epa, avea... Asigur pistolul, asigur pistolul! Așa. Am mai făcut rost din muniții. Nimba, a mai venit un echipaj de la jandarmeria Montana. Foarte frumos, foarte frumos. Bă, dar ce i-a apucat pe ăștia să ne ataci? Bă, nenorociți ăștia. Scumbags! Hai, asigurăm pistolele, asigurăm pistolele. Băieți, se asigurați perimetru, tătătăt. Luați-le pistolele la acești indivizi foarte extrem de periculoși. Bă, dar cum bă să atagi jandarmeria Montana, bă? Păi, dar voi ne-a schemat aici și că aveți probleme. Baza dacă receptenezi, trimitem mai multe echipaje de, de prim ajutor aici. Avem nevoie pentru... mai multe persoane împușcate care au atacat jandarmeria Montana. Ni, colegul de la jandarmeria Montana. Ne, bă, ce frumos e, bă, jeep-ul ăsta. Nu faceți accident, vă rugăm frumos. Fără accidente aici și mai trimite ambulanțe bază aici, că sunt mai multe persoane. Opa, iar au apărut ăștia, aveți grijă, băiți. Aveți grijă că e periculos, grosso modo, aici toată treaba. Nimeni ne-a atacat lemnarii ăștia. Enorociților. Vă rugăm frumos să părăsiți zona, băieți. Aici este o acțiune a jandarmeriei Montane. Vă rugăm frumos să părăsiți zona. Întrerupeți pauza de masă. Bă! Aruncați arma! Stai, aruncă arma! Da, bă, iar ne atacă ăștia. Băieți, aveți grijă. Nu că mă dau facă. Aruncă arma! Stai! Te văd să ne atace pe la spate. Aruncă arma, jandarmeria Montane! Stai! Gata, l-a rezolvat și pe ăla. Bă, vedeți că mai vin, băieți, vedeți că mai vin pe partea asta altă, pe în spate. Fugiți, bă, cu medici, aveți grijă, puneți-vă la pământ. Stați, aruncați armele! Aruncă arme! Stai! Aruncă chistalul! Mi-a tras în mână. Yo! Ce de aici? Ia-l pe ăsta! Ai murit? Ai murit. Ai căzut în genunchi? Ai căzut. Dă-te de acolo de pe stâlp! Ii, bă, ce l-o trageau ăla, zici că era în Texas. Bă! Aruncă pistolul! Gata. Băieți, mai rămâneți pe aici și că posibil să mai aveți, mai aveți de treabă. Vă mai dau de treabă aici și că mai avem câteva persoane. Bun, să asigurăm pistolul ăsta și pistolul ăsta. Bun. Ala, schemăm și corner unit, să facă, că sunt mai multe târfe de astea pe jos pe aici și aleșunate. Așa, bun, bazar cu acest rest, trimite și medicina legală aici și pentru că avem mai multe persoane care, din păcate, în ciuda eforturilor celor de la SMURD, nu au putut fi salvați. Trimite vreo 2-3 echipaje de corner units, medicina legală. Așa, bun, stai să le asigurăm pistoalele și la ăștia, bă, de aici și care ne-au atacat acum pe ultima 100 de metri, înainte să plecăm. Unde sunt pistoalele voastre, băieți? Una aici, și unul aici, bun. A venit și băieții la medicină, că bă, dar ce activitate aici și anima, m-au împușcat în mână, m-au împușcat în mână! Da să mă duc până la mașină, să mă dezinfectez. Ok, să mă dezinfectez o leacă, așa. Ok, bun. M-am dezinfectat. Nimă, că au mai fost și de ăștia care au fost salvați. Și aveți grijă, băieți, să nu cumva să mai pornească vreo păreală pe aici și... Bun, curățăm scena și revenim, băieți.
Da, dragilor, cam acesta a fost episodul cu Jandarmeria Montană. Eu sper că v-a plăcut. Dacă oricum, bineînțeles, să știți ce aveți de făcut, să dați un like, un share, un subscribe, să-mi lăsați în comentarii cam ce ați doriți să mai vedeți în următorul episod. Și dacă mai aveți alte propuneri, sugestii pentru jocuri. Dragilor, eu am fost The Lawman, iar voi, ca de fiecare dată, până data viitoare, stați în siguranță. Pa, pa!